Capitolul 29 Am făcut noua fermă de taumibă. Foaie de aluminiu și ceva prelucrare elementară la strungul CNC. N-a fost o problemă. Nava lui Rochi este problema. În ultima lună i-am urmărit strălucirea motorului în fiecare zi. Acum a dispărut. Plutesc în camera de comandă. Motoarele rotative sunt oprite, iar Petrovascopul este setat la sensibilitate maximă. Există ceva lumina aleatorie cu lungimea de undă Petrova care vine de la Tauceti, însă -și ca de obicei. Dar chiar și aceasta este slabă. Steaua aproape la fel de strălucitoare ca soarele pământului, arată acum ca un punct mai gras decât de obicei de pe cerul nopții. Dar, în afară de asta, nimic. Sunt prea departe ca să detectez linia Petrova dintre Tauceti și Adrian, iar semnal A este de nezărit. Și știu exact unde ar trebui să se afle, până la milisecunda de arc. Iar de acolo, motoarele lui ar trebui să lumineze cât să-l văd cu Petrova scopul. Fac mereu calcule. Deși am demonstrat deja că formulele mele sunt corecte prin observarea zilnică a progresului său. Acum acolo nu este nimic. Niciun semnal de la semnal A. Rocky este al nimănui undeva acolo. Taumibele lui au scăpat din împrejmuire și și-au croit drum în rezervoarele de combustibil. De acolo au mâncat tot. Milioane de kilograme de astrofagi dispărute în câteva zile. Este isteț, cu siguranță are combustibilul în mai multe compartimente. Dar compartimentele acelea sunt din xenonit, corect? Da. Trei zile. Dacă nava ar fi stricată, ar repara-o. Nu există ceva ce ochii să nu poată repara. Și lucrează rapid. Cinci brațe robotind în jur, deseori făcând lucruri necorelate. S-ar putea să aibă de-a face cu o infestare masivă cu taumibă, dar cât ar putea să ia? Are suficient azot. Poate să colecteze oricât dorește din atmosfera lui de amoniac. Să presupunem că a făcut asta de îndată ce a observat contaminarea. Cât i-ar lua să repornească nava? Nu atât de mult. Indiferent ce s-a întâmplat, dacă semnalul A ar fi putut fi reparat, ar fi reparat-o până acum. Singura explicație pentru faptul că nu este vizibil în spațiu este că nu mai are combustibil. Rochi n-a putut să oprească taumi la timp. Îmi las capul în mâini. Pot să mă duc acasă chiar pot, să mă întorc și să-mi petrec restul vieții ca un erou. Statui, parade și așa mai departe. Și o să mă aflu într-o nouă ordine mondială în care toate problemele energetice sunt rezolvate. Peste tot energie ieftină, simplă și regenerabilă grație astrofagului. Pot să dau destret și să-i spun să șovâre undeva, dar în cazul ăsta rochii moare. Și cel mai important, poporul lui rochii moare. Miliarde de inși sunt atât de aproape, trebuie doar să supraviețuiesc patru ani. Da, o să mănânc suspensia aia scârboasă pentru comă, dar o să trăiesc. Mintea mea, enervant de logică, indică cealaltă opțiune. Lansarea gândacilor, a tuturor patru. Fiecare cu propria mini fermă de taumibe și un stic USB plin cu date și descoperiri. Oamenii de știință de pe pământ o să se ocupe mai departe de asta. Apoi o întorc pe Hail Mary, îl găsesc pe Rocky și îl duc înapoi pe Erid. O singură problemă. Asta înseamnă că o să mor. Am suficientă hrană ca să supraviețuiesc voiajului pământ. Sau am suficientă ca să supraviețuiesc voiajului Erid. Dar chiar dacă eridienii realimentează imediat nava Hail Mary, nu o să am suficientă hrană ca să supraviețuiesc călătoriei de pe Erid înapoi pe pământ. În acel moment o să mai am mâncare doar pentru câteva luni. Nu pot să cultiv nimic. Nu am nicio sămânță viabilă sau fragmente de plante vii. Nu pot să mănânc hrana eridiană. Prea multe metale grele și alte toxine majore. Așadar la asta am ajuns. Opțiunea 1 Mă întorc acasă erou și salvez toată omenirea. Opțiunea 2 Mă duc pe erit, salvez o specie extraterestră și la scurt timp după aceea mor de foame. Îmi smulg părul din cap. Plâng în pumni. Este catartic și istovitor. Tot ce văd când închid ochii este carapacea de tonta lui Rochi și mânuțele lui neastâmpărate care mereu făceau câte ceva. Sunt șase săptămâni de când am luat hotărârea. Nu a fost ușor, dar mă țin de ea. Am oprit motoarele rotative pentru ritualul meu zilnic. Afișez Petrova scopul și mă uit în spațiu. Nu văd nimic. Îmi pare rău Rocky spun. Apoi observ o fărâmă de lumină Petrova. Măresc și caut în zona aceea. Pe monitor se află în total patru puncte mici abia vizibile. Știu că ți-ar plăcea să ai un gândac pe care să-l demontezi, dar nu pot să mă dispensez de niciunul. Gândacii care au motoare rotative mult mai mici nu vor fi vizibili mult timp. Mai ales că au șters-o spre pământ, iar eu mă îndrept în direcția aproape opusă spre semnal A. Serpentinele de astrofag din mini ferme o să protejeze taumiba de radiații și am făcut teste meticuloase ca să mă asigur că atât fermele, cât și formele de viață dinăuntru suportă accelerația masivă pe care o folosesc gândacii. Aceștia se vor întoarce pe pământ în 2 ani din punctul lor de vedere. Cam 13 ani din punctul de vedere al timpului de pe pământ. Pornesc din nou motoarele rotative și îmi continui cursul. Găsirea unei nave spațiale undeva la marginea sistemului Tau Ceti nu este un fleac. Închipuiți-vă că primiți o barcă cu vâzle și vi se spune să găsiți o scobitoare undeva în ocean. Cam așa este, dar nici pe departe atât de ușor. Știu cursul lui Rocky și știu că l-a urmat, dar nu știu când i-au cedat motoarele. L-am verificat doar o dată pe zi, în acest moment mă aflu fix în centrul celei mai bune presupuneri pe care o am pentru poziția lui, și mi-am setat viteza la cea mai bună variantă pe care am presupus-o în legătură cu viteza lui. Însă ăsta este abia începutul. Mă așteaptă o căutare îndelungată. Îmi doresc să-l fi urmărit mai des. Pentru că nu știu exact când i-au cedat motoarele, marja de eroare pentru presupunerea mea este cam de 20 de milioane de kilometri. Asta înseamnă cam o optime din distanța dintre pământ și soare. Este o distanță atât de mare încât lumina are nevoie de un minut întreg ca să o străbată. Mai mult de atât, nu pot să fac în baza informațiilor pe care le dețin. Sincer, sunt norocos că marja de eroare este atât de mică. Dacă Taumiba ar fi evadat peste o lună, ar fi fost exponențial mai rău. Și toate acestea se întâmplă la marginea sistemului Tauceti abia începutul călătoriei. Distanța dintre Tauceti și Pământ este de peste 4.000 de ori lățimea întregului sistem Tauceti. Spațiul este mare. E atât de mare, așa că da. Sunt foarte norocos că am de căutat în doar 20 de milioane de kilometri. Hmm, murmur. Atât de departe de tau cetii, nava lui nu va reflecta multă lumină de la tău nu am nicio șansă să observ semnala cu telescopul. Nota aparte. O să mor. încetează mi zic. De fiecare dată când îmi vine în minte moartea mea iminentă, mă gândesc în schimb la Rocky. El trebuie să fie cuprins de deznădejde chiar acum. Vin amice. Stai Sunt sigur că este trist, dar nici nu e genul care să fie abătut mult timp. O să lucreze la o soluție. Ce ar putea să facă? Întreaga lui specie este în pericol, iar el nu știe că vin. Doar nu o să se sinucidă corect? Ar face orice lucru la care s-ar putea gândi, chiar dacă ar avea doar un procent minuscul de șansă de a reuși. În regulă. Sunt rochi, nava mea e distrusă. Poate că am salvat niște astrofag. Taumiba nu avea cum să-l consume pe tot corect. Deci am ceva. Pot să-mi fac propriul gândac? Ceva de trimis înapoi spre erit? Scuturi din cap. Ar avea nevoie de un sistem de ghidare. Chestii cu calculatoare. Mult peste știința eridiană. De asta au avut de la bun început un echipaj de 23 de oameni pe o navă masivă. În plus a trecut o lună și jumătate. Dacă ar fi construit o navă mai mică, ar fi terminat-o până acum și aș fi văzut lumina motorului. Rochii se mișcă repede, în regulă, niciun gândac, dar are energie, sistem de menținere a vieții. Hrana suficientă cât să-i ajungă mult, în mult timp. Echipaj original de 23 și fusese prevăzută o călătorie dus întors. Radio? Întreb. Poate că o să facă un semnal radio. Ceva suficient de puternic încât să fie auzit pe erid. E o șansă mică de detectare, dar tot e ceva. Eridienii au o durată lungă de viață. Să aștepți o decadă sau așa ceva ca să fi salvat nu ar fi mare lucru. Mă rog, nu pe scara viață sau moarte. Dacă m-ați fi întrebat acum câțiva ani, aș fi zis că nu este posibil să trimiți un semnal radio la 10 ani lumină. Dar vorbim despre rochii și s-ar putea să aibă niște astrofac salvat cu care să alimenteze ceea ce creează nu trebuie să conțină informații. Trebuie doar să fie observat. Dar uh, nu. Pur și simplu nu se poate. Niște calcule simple pe colțul mesei îmi spun că și tehnologia radio de pe pământ care este mai bună decât cea de pe erit, puterea acelui semnal ajuns la erit va fi mult mai mică decât zgomotul de fond. Rocky știe și el asta. Deci n-are rost. Hmm, Aș vrea să am un radar mai bun. Al meu funcționează la câteva mii de kilometri. Evident că asta nu înseamnă nici pe departe că e suficient de bun. Probabil că dacă ar fi aici, ochii ar putea încropi ceva. Este ușor paradoxal, dar aș vrea ca ochii să fie aici ca să mă ajute să-l salvez pe ochii. Un radar mai bun, murmur. Ei bine, am o grămadă de energie. Am un sistem radar. Poate că pot să rezolv cumva. Dar nu pot să adaugi pur și simplu energie unui emițător și să te aștepți ca lucrurile să meargă bine. Cu siguranță o să lard. Cum pot să transform energia astrofagului în un de radio? Sar din scaunul meu de pilot. Fă, bună dimineața! Am tot ce-mi trebuie pentru cel mai bun radar inventat vreodată. La naiba cu sistemul meu radar integrat cu emițătorul și senzorii lui Pirpiri. Am motoare rotative și un petrovascop. Pot să arunc 900 de teravaz de lumină infraroșie pe la coada navei și să văd dacă se reflectă ceva din ea cu ajutorul petrovascopului. Un instrument proiectat cu grijă pentru a detecta și cele mai mici urme din lumina cu exact acea frecvență. Nu pot să pornesc simultan petrovascopul și motoarele. Dar e în regulă. Rocky se află la cel mult un minut lumină distanță. Mă apuc să stabilesc o grilă de căutare. Este destul de simplu. Mă aflu fix în mijlocul locației pe care am estimat-o pentru Rocky. Așa că trebuie să caut în toate direcțiile. Destul de ușor. Pornesc motoarele rotative. Trec comenzile pe manual, ceea ce ca de obicei implică să răspund da, da, da și suprascriere la o grămadă de ferestre de dialog de avertisment. Accelerez la maximum și întorc nava complet spre babord cu ajutorul comenzilor de girație. Forța mă împinge în scaun și în lateral. Acesta este echivalentul din astrogravitație al cerculețelor făcute în parcarea de la 7-11. Strâng cât pot, îmi ia 30 de secunde să fac o rotație completă. M-am întors cam de unde am plecat. Probabil la câteva zeci de kilometri distanță, dar nu contează. Opresc motoarele. Acum urmăresc pe scopul. Nu este omnidirecțional, dar poate acoperi un arc zdravă de 90 de grade de spațiu odată. Panoramez lent prin spațiu în aceeași direcție în care au strălucit motoarele mele și cu aceeași viteză. Nu este perfect, aș putea să folosesc o sincronizare greșită. Dacă Rocky este foarte aproape sau foarte departe, nu o să meargă. Dar asta este doar prima încercare. Termin un cerc complet cu petrovascopul. Nimic. Așa că mai fac un tur. Poate că Rocky este mai departe decât am crezut. Al doilea tur nu dezvăluie nimic. E bine, încă n-am terminat. Spațiul este tridimensional. Am căutat doar într-o felie plată din zonă. Înclin nava în față cu 5 grade. Efectuez din nou același model de căutare. Dar de data asta, planul modelului meu de căutare este cu 5 grade diferit față de ultima dată. Dacă nu nimeresc nici de data asta, o să înclin nava cu alte 5 grade și o să încerc din nou. Și așa mai departe, până ce ajung la 90 de grade, iar atunci voi fi căutat în toate direcțiile. Și dacă nici asta nu merge, o iau de la început, dar cu o viteză de panoramare a Petrova scopului mai mare. În frec mâinile, iau o înghițitură de apă și mă apuc de treabă. O strălucire. În fine, văd o strălucire. La jumătatea panoramării, Petrova pe planul de 55 de grade. O strălucire. Surpriza mă face să tresar necontrolat ceea ce mă aruncă din scaun. Țopăi prin camera de comandă la 0G și mă găs de ceea ce reușesc să apuc pentru a reveni în poziție. Până acum am mers lent. Am fost cât se poate de plictisit, dar gata. Firar. Unde eram? OK, relaxează-te. Calmează-te. Pun degetul pe ecran în locul în care am văzut sclipirea. Verific relevmentul petrovascopului, fac niște calcule pe ecran și aflu unghiul este un viraj de 214 grade în planul meu curent, ceea ce înseamnă 55 de grade față de orbita ecliptică Tau Ceti Adrian. Te-am prins. Este momentul pentru o citire mai bună. Apuc cronometrul acum uzat și ciocănit. Gravitația zero n-a fost prietenoasă cu micuțul, dar încă mai funcționează. Apuc comenzile și orientez nava direct în sensul opus față de contact. Pornesc cronometrul, accelerez în linie, dreaptă vreme de 10 secunde, întorc și opresc motoarele. Mă îndepărtesc cu vreo 150 de metri pe secundă față de contact, dar nu contează. Nu vreau să aduc la zero viteza pe care tocmai am adăugat-o. Vreau pe scopul. Mă uit la ecran cu cronometrul ticăindu-mi în mână. Curând văd din nou sclipirea. 28 de secunde. Punctul de lumină durează 10 secunde, apoi dispare. Nu pot să garantez că este semnal A. Dar indiferent ce este, cu siguranță reflectă motoarele mele rotative. Și se află la 14 secunde lumină distanță. 14 secunde ca să ajungă acolo, 14 secunde ca să se întoarcă egal 28 de secunde. Asta înseamnă vreo 4 milioane de kilometri. Nu are rost să calculez viteza obiectului prin mai multe citiri. Cu abordarea mea de tip deget pe ecran n-am o astfel de precizie. Dar am obținut un curs. Pot să acopăr 4 milioane de kilometri în 9 ore și jumătate. Ridic pumnul în aer. Da, cu siguranță o să mor. Nu știu de ce am spus asta. Cred că... mă rog... Dacă n-aș fi putut să-l găsesc pe ochii, aș fi stabilit cursul pentru pământ. De fapt, sunt surprins că am depus atâta efort în asta. Nu contează. Stabilesc cursul pentru locul în care am văzut sclipirea și pornesc motoarele. În cazul ăsta nici măcar nu trebuie să iau în considerare relativitatea. Este doar fizică de școală generală. O să accelerez până la jumătate, apoi o să decelerez cealaltă jumătate. Petrec următoarele nouă ore făcând curat. O să am din nou un musafir. Sper. Rochi va trebui să astupe toate găurile pe care le-a făcut în pereții de xenonit. Dar n-ar trebui să fie o problemă. Asta presupune că acel contact pe care l-am găsit să fie semnal A și nu doar un rezidu care din spațiu. Încerc să nu mă gândesc la asta. Păstrez speranța vie și toate cele. Îmi mut toate catrafusele afară din zonele de xenonit. Odată ce termin mă foiesc mult. Vreau să încetez și să mai baleez odată ca să-mi confirm cursul, dar rezist tentației. Pur și simplu o să aștept. Privesc lung ferma de aluminiu pentru taumibă din laboratorul meu. Și lama de sticlă cu astrofac de lângă ea din alarma de taumibă. Totul este în regulă. Poate că reușesc să... Sună cronometrul. Am ajuns la locul cu pricina. Mă îngrămădesc în sus pe scară spre camera de comandă și opresc motoarele rotative. Afișez ecranul radar chiar înainte să ajung pe scaun. Fac o căutare activă la putere maximă. Haide, haide! Nimic. Mă așez mai bine pe scaun și prind centura. Mă gândeam că este posibil să se întâmple asta. Acum sunt mult mai aproape de contact, dar încă nu l-am în raza radarului. Tocmai am călătorit 4 milioane de kilometri. Radarul bate la mai puțin de o mie din atât. Așa că precizia mea nu este de 99,9%. Nici o surpriză. Este momentul pentru o nouă baleere cu petrovascopul. Dar de data asta nu am luxul unui întreg minut lumină între mine și contactori unde s-ar afla. Dacă mă aflu să zicem la 100.000 de kilometri distanță, o să am mai puțin de o secundă până ce lumina se va întoarce la mine. Și nu pot să folosesc petrovascopul cu motoarele rotative pornite. Și acum ce fac? Trebuie să creez niște lumină de astrofag fără să opresc petrovascopul. Mă uit prin opțiunile din meniu și nu găsesc nimic. Nu există nicio modalitate de a avea petrovascopul pornit cu motoarele rotative în funcțiune trebuie să existe pe undeva vreun dispozitiv de blocare fizică. Undeva la bordul acestei nave există un cablu care duce de la comenzile motoarelor rotative la petrovascop. Aș putea să-mi petrec tot restul vieții căutându-l și tot nu l-aș găsi. Totuși, motoarele principale nu sunt singurele motoare rotative pe care le am. Motoarele de ajustare a poziției sunt niște motoare rotative mici care se află pe lateralele lui Hail Mary. Sunt cele care mă lasă să exercit asupra navei acțiuni de girație, tanga și ruliu. Nava se mișcă, iar petrovascopul rămâne activ. Mă întreb dacă petrovascopul este afectat de ele. Țin telescopul pornit și efectuez o răsucire spre stânga. Nava execută comanda și telescopul rămâne activ. N-ai cum să nu iubești cazurile limită. Deși sunt sigur că a existat cineva în echipa de proiectare care s-a gândit la un astfel de caz, au decis probabil că emisia comparativ mică a motoarelor pentru poziție nu ar avea cum să facă rău petrovascopului. Și luând în considerare conceptele globale are sens. Motoarele principale și cele de poziție sunt îndreptate toate în afara navei și, ca urmare, în direcția opusă petrovascopului. Motivul pentru care acesta se oprește când sunt pornite motoarele principale este lumina reflectată de cantitățile mici de praf cosmic. Lumina reflectată de la motoarele de ajustare mult mai puțin puternice a fost considerată acceptabilă. Dar motoarele acelea de ajustare toți scot destulă lumină încât să evapore oțelul. Poate că vor fi suficiente pentru a lumina pe semnal A. Orientez pe trovascopul paralel cu propulsorul de girație de la Babord. De fapt, pot chiar să văd propulsorul în partea de jos a imaginii în modul cu lumină vizibilă. Îl pornesc. În spectrul Petrova apare evident o strălucire vizibilă. O pâclă lângă propulsor ca atunci când a prins o lanternă în ceață. Dar după câteva secunde pâcla scade. Se află în continuare acolo, dar nu mai este atât de evidentă. Probabil praf și gaze reziduale chiar de la Hail Mary particule minuscule care se îndepărtează de navă. Odată ce propulsorul le-a evaporat pe toate cele apropiate, lucrurile s-au liniștit. Țin propulsorul pornit și las nava să se rostogolească pe axa ei de girație în timp ce urmăresc pe Acum am o lanternă. Viteza de rotire a navei crește din ce în ce mai mult. Nu pot să permit asta. Așa că activez și propulsorul de girație de la tribord. Calculatorul se plânge o grămadă. Nu există niciun motiv rațional pentru a-i comanda navei să se rotească în sensul acelor de ceas și în sens invers în același timp. Ignor avertizmentele. Fac o rotire completă și nu observ nimic. În regulă. Nimic nou. Fac o ajustare a înclinării cu 5 grade și încerc din nou. La a șasea rotire, la 25 de grade față de ecliptica lui Adrian, observ contactul. În continuare este prea departe ca să decelez vreun detaliu. Dar este o strălucire luminoasă ca răspuns la propulsorul meu de girație. Pornesc și opresc de câteva ori propulsorul ca să măsor timpul de răspuns. Este aproape instantaneu. A zice la mai puțin de un sfert de secundă. Mă aflu la mai puțin de 75.000 de kilometri. Mă orientez spre contact și pornesc motoarele. De data asta nu mă mai repet la întâmplare. O să mă opresc la fiecare 20.000 de kilometri și o să fac o nouă măsurătoare. Zâmbesc. Merge. Acum mai rămâne doar să sper că n-am fugărit toată ziua un asteroid. Cu un zbor grijuliu și măsurători repetate, în fine am obiectul pe radar. Este fix aici, pe ecran. Semnal A. O, oh, corect, zic. Am uitat că așa și-a căpătat numele. Mă aflu la 4.000 de kilometri distanță, chiar la marginea razei radarului. Afișez imaginea de pe telescop, dar nu pot să văd nimic nici măcar mărind la maximum. Telescopul a fost făcut pentru a găsi corpuri celeste cu dimensiuni de sute 100 sau mii de kilometri, nu o navă spațială lungă de sute de metri. Vin un pic mai aproape. Viteza obiectului față de Tau Ceti este cam cea pe care ar trebui să o aibă nava lui Rocky în mare viteza la care ar fi ajuns cam pe când l-au lăsat motoarele. Aș putea să fac o sumă de observații și de calcule ca să-i aproximez cursul, dar am un plan mai simplu. Acționez propulsoarele câteva minute aici, câteva minute colo, încetinind și accelerând până ce mă aliniez cu viteza obiectului. Se află în continuare la 4.000 de km distanță, dar acum viteza lui relativă față de mine este aproape zero. De ce asta? pentru că Hail Mary se pricepe foarte bine să-mi spună despre propriul curs. Afișez consola navigație și îi cer să calculeze orbita mea curentă. După ceva observații ale stelelor și alte socoteli, calculatorul îmi spune exact ce voiam să aud. Hail Mary se află pe o traiectorie hiperbolică. Asta înseamnă că nu sunt deloc pe orbită. Sunt pe un vector de ieșire părăsind complet influența gravitațională a lui Tau Ceti. Și asta înseamnă că obiectul pe care îl urmăresc se află de asemenea pe un vector de ieșire. Știți ce nu fac obiectele dintr-un sistem solar? Nu scapă de gravitația stelei. Tot ce se deplasează suficient de rapid încât să scape a făcut asta cu miliarde de ani în urmă. Indiferent ce este acest obiect, nu este un asteroid. Da, 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 zic. Dau brânci motoarelor rotative și mă îndrept spre contact. Vin acum și amice. Simte bine. Când mă aflu la 500 de kilometri, obțin în fine ceva claritatea obiectului. Tot ce văd este un triunghi foarte pixelat. Are lungimea de patru ori mai mare decât lățimea. Nu este mare informație, dar este suficient. E semnal A. Îi știu bine profilul. Am la îndemână o pungă cu vodcă de a exact pentru astfel de ocazie. Iau o gură cu paiul, tușesc și șuier. La naiba chiar că i plăceau alcoolurile brute. Nava lui Rochi se află la 50 de metri de tribordul meu. Mă apropii cu multă grijă. Nu vreau să fi traversat un întreg sistem solar ca să-l transform pe rocky în vapori cu motoarele mele. Am potrivit vitezele noastre cu o marjă de câțiva centimetri pe secundă. Sunt aproape trei luni de când ne-am despărțit. Din afară semnal A arată la fel ca întotdeauna. Dar cu siguranță există o problemă. Am încercat totul ca să comunic. Radio. Sclipire ale luminii motoarelor rotative. N-am primit niciun răspuns. Am un presentiment urât. Dacă Rocky a murit, a fost complet singur aici. Dacă toată nenorocirea s-a întâmplat când era într-un ciclu de somn. Eridienii nu se trezesc decât când corpurile le sunt pregătite. Dacă în timp ce el dormea sistemul de menținere a vieții s-a oprit, iar Rocky pur și simplu nu s-a mai trezit, dacă a murit de la expunerea de radiații. Tot astrofagul acela care îl proteja de radiații s-a transformat în metan și taumibă. Eridienii sunt foarte sensibili la radiații. S-ar fi putut întâmpla atât de ușor încât să nu aibă nicio șansă să reacționeze scuturi din cap. Nu, e rochi, e isteț. ar fi avut planuri de rezervă, un sistem de menținere a vieții separat pentru când doarme, pun pariu, și ar fi luat în considerare radiațiile. Doar i-a omorât întregul echipaj. Dar de ce nu dă niciun semn? Nu poate să vadă. Nu are ferestre ar trebui să caute în mod activ cu echipamentul cu senzor de pe semnal A ca să constate că sunt aici. De ce ar face-o? Consideră că este pierdut în spațiu fără speranță. A venit momentul pentru o AEV. Măcață în Orlan pentru a milioana oară și depresurizeze cluza. Am un pripon lung ancorat chiar de interiorul ecluzei. Mă uit afară la pustiul vast din fața mea. Nu pot să-l văd pe semnal A. Tau Ceti este prea departe ca să lumineze ceva. Știu unde se află nava numai pentru că blochează lumina stelelor din fundal. Mă aflu pur și simplu afară în spațiu, iar o mare parte din el nu are niciun grăunte de lumină. Nu există niciun mod bun în care să fac asta. O să trebuiască pur și simplu să aproximez. Izbesc cu picioarele în carcasa lui Hail Mary cât de tare pot orientându-mă spre semnal A. Este o navă mare. E suficient să mă lovesc de oricare parte a ei. Și hei, dacă ratez, priponul o să mă aducă înapoi după primul bungee jumping interstelar din galaxie. Plutesc prin spațiu. Bezna din fața mea crește. Din ce în ce mai multe stele dispar până ce nu mai văd nimic. Nici măcar nu am vreo senzație de mișcare. Știu rațional că am aceeași viteză ca atunci când m-am desprins de navă. Dar nimic nu o dovedește. Apoi observ o pată cafenie cu strălucire slabă drept în față. În fine, mă aflu atât de aproape de semnal A încât luminile de pe casca mea luminează o parte din navă. Devine din ce în ce mai strălucitoare. Acum văd mult mai clar carcasa. Acum e momentul. Am doar câteva secunde în care să găsesc ceva de care să mă prind. Știu că această carcasă are șine peste tot ca să circule robotul. Sper să ajung suficient de aproape de una pe care să o apuc. O o șină drept în față. Întind mâna. Zbanc. Lovesc semnala mult mai tare decât ar trebui să o facă un costum de aev. N-ar fi trebuit să mă pornesc de pe heil Mary cu atâta zvâc. Bâșbâi pe carcasă încercând să mă prinde ceva. Planul meu de a apuca o șină a eșuat mizerabil. Am avut una sub mână, însă n-am reușit să mă țin de ea. Ricoșez și încep să mă îndepărtez. Priponul se încurcă în spatele și în jurul meu. O să am parte de un drum lung până înapoi la nava mea ca să mai încerc o dată. Apoi o o protuberanță ciudată zimțată aflată pe carcasă la câțiva metri distanță. O antenă poate? Este prea departe ca să o ajung cu mâna, dar poate reușesc să o agăți cu priponul. Mă îndepărtez de carcasă cu o viteză lentă, dar constantă și nu am niciun fel de propulsoare. Acum sau niciodată. Fac repede un laț din pripon și îl arunc spre antenă. Și să fiu al naibil nimeresc. Tocmai am arcănit o navă extraterestră. Strâng lațul. Preț de o clipă mă tem că s-ar putea să rupă antena, dar apoi îi văd textura ca fenie pătată. Antena, dacă asta este, e făcută din xenonit. Nu pleacă nicăieri. Mă trag de-a lungul priponului spre carcasă. De data asta, cu antena și priponul în ajutor, reușesc să mă prind de o șină apropiată de-a robotului. Slavă, zic! Stau o clipă să-mi trag răsuflarea. Iar acum să-i punem auzul lui Rochi la încercare scot din centura de scule cea mai mare cheie pe care o am. Mă dau înapoi și lovesc în carcasă. Tare! O izbesc iar și iar. Poc, poc, poc! Aud sunetul prin propriul costum de AF. Dacă Rocky este în viață înăuntru, asta o să-i atragă atenția. Împing cu capătul cheii în carcasă și mă ghemuiesc pentru a-mi pune casca în contact cu cel aflat la celălalt capăt. Întind gâtul în cască și mi împing bărbia în vizieră. Rocky, stric cât pot de tare. Nu știu dacă pot să mă auzi, dar sunt aici, amice. Sunt pe carcasa navei tale. Aștept câteva secunde. Am radioul de pe costumul de AF pornit. Aceeași frecvență ca de obicei. Zi ceva. Spunem dacă ești bine. Dau radioul mai tare. Nu aud decât paraziți. Rochi, un cârâit, ciulesc urechile. Rochi, grei sunt întrebare? Da. N-am fost niciodată mai fericit să aud câteva note muzicale. Da, amice, eu sunt. Ești aici, întrebare? Are vocea atât de ascuțită încât abia dacă pot să-l înțeleg. Dar acum pricepe Ridiana destul de bine. Da, sunt aici. Ești Chiță e el. Tu, chiță e din nou. Ești aici. Da, pune tunelul dintre ecluze. Avertizment: Taumiba 82,5 este. Știu, știu, poate să treacă prin xenonit. De asta sunt aici. Știam că o să ai belele. Mă salvezi! Da, am prins Taumiba la timp. Încă mai am combustibil. Pune tunelul te duc pe erid. Mă salvezi și salvezi erid, chiță e el. Așează naibii tunelul. Treci înapoi în navă tu, dacă nu vrei să te uiți la tunel de afară. O, oh, corect! Aștept nerăbdător lângă ușa ecluzei încercând să văd prin ferestruică tot ce se petrece afară. S-a mai întâmplat odată. Rochi atașează tunelul ecluză la ecluză cu robotul de pe carcasă dar de data asta este nițel mai dificil. A trebuit să o așez pe Hail Mary în poziție pentru că semnal A nu se poate mișca deloc. Totuși am reușit. Un zdrângănit final, apoi un șuierat. Recunosc sunetul ăsta. Plutesc în ecluză și mă uit pe hublou. Tunelul este la locul lui. L-a păstrat tot timpul ăsta. De ce nu? Este un artefact de la primul contact al speciei lui cu o formă de viață extraterestră. Și eu l-aș fi păstrat. Deschid supapa de siguranță. Aerul din nava mea umple jumătatea mea de tunel. Odată ce presiunea se egalizează, deschid larg ușa și zbor în tunel. Rocky mă așteaptă de cealaltă parte. Hainele-i sunt murdare. Acoperite cu binecunoscutul rezidu mâzgoz de taumibă. Are arsuri de-a lungul unei laturi a combinezonului, iar două brațe arată cam rău. Se pare că a trecut prin niște momente dificile, dar limbajul lui corporal este de pură bucurie. Saltă de pe un mâner pe altul. Sunt foarte, foarte, foarte fericit, spune pe un ton înalt. Arăt spre brațele lui. Ești rănit? O să mă vindec. Încercat multe lucruri ca să opresc infestare cu taumibă. Toate eșuate. Eu am reușit, zic. Nava mea nu-i făcută din xenonit. Ce petrecut, întrebare? Oftez. Taumiba a evoluat ca să reziste la azot, dar a evoluat și ca să intre în xenonit pentru a se ascunde de azot. Efectul secundar este că, în timp, Taumiba 82,5 poate să-și drum prin xenonit. Uimit, și acum, întrebare. Încă mai am două milioane de kilograme de astrofag. Aduți lucrurile la bord. Mergem pe erid. Fericit, fericit, fericit. Face o pauză, apoi reia. Trebuie făcut spălare cu azot. Asigurat nicio taumibă, 82,5 nu intră în Hail Mary. Da, am încredere completă în capacitățile tale. Fă un sterilizator. Se mută de pe un set de bare pe altul. Brațele arse îl dor, îmi dau seama. Cum rămâne cu pământul, întrebare? Am trimis gândacii cu mini fermele. Taumiba 82,5 nu poate să treacă prin oțelul eridian. Bun, bun, zice. Mă asigur că ai mei o să te îngrijească bine. O să fac astrofag, poate, pentru tine ca să te duci acasă. Da, fac. Că veni vorba de asta. Nu mă duc acasă. Gândaci o să salveze pământul, dar eu nu o să-l mai văd niciodată. Se oprește din țopăiala la fericită. De ce, întrebare? Nu am destulă mâncare. După ce te duc pe Erido să mor, tu, tu nu poți muri. Îi coboară vocea: Nu las tu mori, te trimitem acasă. Erido să fie recunoscător, tu salvezi pe toată lumea, noi facem tot ca să te salvăm. Nu pot să faci nimic, spun. Nu există hrană. Am destulă cât să ajungem pe erid și încă vreo câteva luni după aceea. Chiar dacă guvernul tău mi-ar da astrofagul ca să ajung acasă, n-aș supraviețui călătoriei. Mănânci hrană, erid. Am evoluat din aceeași formă de viață. Folosim aceleași proteine. Aceleași chimicale. Aceleași zaharuri. Trebuie meargă. Nu, nu pot să mănânc mâncarea ta, nu ți minte? Spui că rea pentru tine. Aflăm. Ridic mâinile. Nu doar că e rea pentru mine, o să mă omoare. Toată ecologia voastră folosește metale grele peste tot. Majoritatea sunt toxice pentru mine. Aș muri imediat. Tremură. Nu. Tu nu poți muri. Tu ești prieten. Plutesc mai aproape de peretele despărțitor și rostesc blând: E în regulă. M-am hotărât. Asta e singura modalitate de a salva ambele lumi. Se dă înapoi. Atunci tu mergi acasă. Mergi acasă acum. Eu aștept aici. Erit poate trimite altă navă cândva. Asta e ridicol. Chiar vrei să riști supraviețuirea întregii tale specii făcând o presupunere? Tace câteva momente, apoi răspunde în cele din urmă. Nu. Ok. Ia mingea aia pe care o folosești drept costum spațial și hai încoace. Învață-mă cum să peticesc pereții de xenonit. După aia poți să-ți muți lucrurile în... Stai, zice. Nu poți să mănânci forme de viață de pe erit. Nu ai forme de viață de pe pământ de mâncat. Dar forme de viață de pe Adrian, întrebare... Pufnesc. Astrofag, nu pot să mănânc chestia aia. Are 96 de grade tot timpul. O să mă ardă de viu. În plus mă îndoiesc că enzimele mele digestive o să funcționeze măcar asupra membranei alea celulare ciudate. Nu astrofag. Taumibă. Mănânci taumibă. Nu pot să mănânc. Fac o pauză. Nu. Ce? Pot să mănânc taumibă? trăiește, are ADN, are mitocondrii, centrala energetică a celulei, stochează energia sub formă de glucoză, are ciclu Krebs, nu este astrofag, nu are 96 de grade, este doar o amibă de pe altă planetă. Nu o să aibă metale grele așa cum au căpătat formele de viață eridiene în urma evoluției. Acestea nici măcar nu sunt prezente în atmosfera lui Adrian. Nu, nu știu. Poate că reușesc. Arată spre nava lui. Am 22 de milioane de kilograme de taumibă în compartimentele pentru combustibil. Cât vrei, întrebare? Fac ochii mari. Pentru prima dată după mult timp simt cu adevărat speranță. S-a făcut. Pune cleștele pe peretele despărțitor. Batem pumnul. Râd și-mi pun încheieturile degetelor pe xenonit. Bate pumnul. E doar bate pumnul. Înțeleg.